Duminică s-a celebrat Ziua Internațională a Comemorării Victimelor Accidentelor Rutiere. Cu această ocazie a fost făcut public un nou proiect legislativ care vizează toți șoferii din România. Modificările te pot duce direct la închisoare. Dacă va deveni lege, șoferii care se urcă la volan fără să aibă dreptul de a conduce și provoacă accidente rutiere mortale ajung direct la închisoare. Cu alte cuvinte, toți cei care cred că pot conduce un autovehicul fără permis, băuți sau drogați, trebuie să știe că vor merge direct la închisoare în situația în care vor produce un accident rutier soldat cu victime. A atras atenția socialdemocratul vis-a-vis de proiectul de modificare a codului rutier pe care îl are în vedere. Legea Anastasia și filozofia care ucide. România ocupa în anul 2021 pentru al cincelea an consecutiv primul loc în Europa la numărul de morți în accidente rutiere, 1779 de decese în total. Una dintre aceste cauze o reprezintă consumul de alcool sau de substanțe interzise, pe lângă neglijență sau calitatea infrastructurii rutiere. În anul 2019 am demarat o inițiativă de modificare a legislației penale, astfel încât niciun șofer băut, drogat sau fără permis care a produs un accident mortal să nu mai poată scăpa de pedeapsă cu închisoarea. Datele furnizate de Poliția Română și Ministerul Justiției arată o realitate sumbră. 20.000 de persoane trimise în fața instanțelor de judecată în fiecare an pentru conducere fără permis, sub influența drogurilor sau a băuturilor alcoolice. Tot în fiecare an își pierd viața sau sunt rănite grav în accidente produse de cei care conduc fără permis, băuți sau drogați, aproximativ 500 de persoane, relatează playtech.ro.